Domnul președinte, din tema abordată astăzi să ne dăm seama că daunalitatea și frauda externă reprezintă două dintre problemele principale cu care se confruntă asigurătorii și partenerii lor în această perioadă. Cum a evoluat daunalitatea pe segmentul auto în ultima perioadă? Din punctul nostru de vedere, daunalitatea are o tendință de creștere accentuată și din cauza aceasta, practic, au fost necesare aceste măsuri și aceste programe pe care noi le-am realizat. Care considerați dumneavoastră că sunt factorii care au încurajat frauda externă în ultimii ani? În primul rând, lipsa banilor, respectiv criza economică, care practic motivează foarte mult pe cei care sunt aflați în această situație sau pe cei care decid să se apuce de acest job. Ne-am reunit astăzi aici pentru a oferi soluții asigurătorilor pentru această problemă. Care sunt soluțiile cu care Assisoft și alte companii de profil vin în întâmpinarea asigurătorilor? Noi astăzi vom prezenta o soluție integrată, platforma ASI. Este o platformă care integrează evaluarea epavelor prin sistemul informatic AutoSell, Incaso pentru amprentarea daunelor și SPSell este platforma pentru achiziția de piese de schimb. Și una dintre temele abordate astăzi este și relația asigurat-service-asigurător. Ce soluții sunt propuse pentru îmbunătățirea acestei relații, mai ales că știm în vreme de criză clienții sunt mai cu surgie, asigurătorii își doresc să vină în întâmpinarea dorințelor lor? Deci această relație nu se poate îmbunătăți decât dacă toată lumea este mulțumită. Și atunci noi am încercat să identificăm cauzele nemulțumirii care afectează practic relația dintre cei trei și să încercăm să intervenim acolo unde putem și cum putem, astfel încât toată lumea să fie fericită. Cam care ar fi aceste cauze? Care sunt principalele cauze care afectează relația? Bunica mea avea o vorbă și dragostea și trece prin stomac, deci practic este vorba de bani, tot nefericirea vine în primul rând de la bani. Deci dacă vor fi bani, sigur că toată lumea va fi fericită. Respectiv, dacă vor fi costuri mai mici și asiguratorii vor fi mai fericiți, iar proprietarii mașinilor, practic asigurații, vor avea servicii de calitate în varianta în care vor implementa, vor fi participanți la această relație. Și ajungem acum și la ultimul punct din programul seminarului de astăzi și anume evaluarea vehiculelor avariate. Aceasta reprezintă de multe ori o problemă pentru asigurători și nu numai. Ce soluții prezentăm și pe acest segment? Astăzi prezentăm practic concluziile variantei a doua a sistemului AutoSell. Sistemul AutoSell în decembrie acest an face 5 ani de zile de când este implementat în România. Avem peste 10.000 de daune care au fost evaluate în acest sistem. Soluțiile pe care noi le-am realizat sunt în concordanță cu gradul de inteligență al românilor și cu specificul pieței românești. Deci, în momentul de față, soluția răspunde foarte bine pieței asigurărilor și asigură, practic, o posibilitate de a rezolva problemele asiguraților. Și asigurătorii au înțeles utilitatea acestei soluții? Au îmbrățișat-o, ca să spun așa? Dacă o să-i vedeți pe cei fericiți, înseamnă că au îmbrățișat-o. Dacă nu, nu știu, o să vedem astăzi.